declaraia lui Tericianu, după contesta i-a depus la în scandalul interceptrilor, mintea bolnava unora. Presubliniere dintele Senatului, Celin Popescu Tericianu, a anuncat, marci, ce a depus o contestație cu privire la ilegalitatea ascultrilor telefonice în ceea ce îl prive subliniere T, în dosarul Microsoft. El afirm ce această practică ascultrii telefoanelor a devenit endemic în România, având o amploare mai mare decât s-a întâmplat în anii negri ai comunismului. Astăzi, margine.re, am făcut o contestație cu privire la ilegalitatea ascultrilor telefonice sublinierei nu numai a măsurilor de supraveghere, luate în baza unuia subliniere a zis mandat de siguranț național, în ceea ce mă prive subliniere T, în dosarul Microsoft. Eu consider că respectul pentru drepturile sublinierei libercile cecenilor este elementul principal, cheia de bolt în jurul căreia se construie subliniere de o arhitectură instituțională caracteristic unei ceri libere sublinierei democratice. Sunt foarte mulți politicieni care pun instituțiile înaintea cecianului subliniere este o gre subliniere al fundamental pe care nimeni în lumea liber sublinierei democratic nu accept, a declarat Celin Popescu Tericianu, într-o conferință de presă la Dra subliniere OV. Potrivit acestuia, în România, din păcate, această practică a ascultrii telefoanelor a devenit endemic. Este grav ce s-a întâmplat în ultimii ani, o practică de o amploare nemai văzut de ascultare pe mandate de subliniere a zis siguranț național. Nu aveau nimic cu siguranța națională, ci doar mintea bolnava unora care subliniere imaginează ce România este o cară în care toți cecenii ar trebui să fie cu sublinierei sub observație, sub urmărire, mai rău decât s-a întâmplat în anii negri ai comunismului, a mai spus Tericianu, potrivit News.ro. Celin Popescu Tericianu a afirmat, în repetate rânduri, ce a fost interceptat în baza unui mandat de siguranț național în 2015. În 20 februarie, presubliniere dintele Comisiei de Control al SRI, Claudiu Manda, a afirmat ce presubliniere dintele Senatului, Celin Popescu Tericianu, în cadrul audierii sale, a pus întrebări cu privire la activitatea SRI în cadrul dosarului privind mărturia mincinoasă, dar sublinierei în cazul dosarului Microsoft. Manda a spus și subliniere-eful Senatului vrea să subliniere tie ce s-a întâmplat cu rezultatele obținute, dacă datele au fost valorificate, căci oficerii sublinierei căci bani au fost consumați. El susține că liderul ALDE nu are convingerea că telefonul său nu este ascultat sublinierei în prezent.